Părintele Ștefan și nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și a Duhului cu care el vorbea. Atunci au pus pe niște bărbați să zică, l-am auzit spunând cuvinte de bună împotriva lui Moise și a lui Dumnezeu. Și au încercat poporul și pe bătrâni și pe cărturari și năvălind deasupra l-au răpit și l-au dus în Sinedriu. Și au pus marturi mincinoși care ziceau, acest om nu încetează a vorbi cuvinte de bulă împotriva acestui loc sfânt și a legii. Că l-am auzit zicând că Iisus Nazarianul acesta va strica locul acesta și va schimba lacrimile pe care i-a lăsat nouă Moise. Și a simțit ochii asupra lui, toți cei ce ședeau în Sinedriu au văzut fața lui ca o față de înger. Și a zis arhiereul, adevărate sunt acestea, iar el a zis, bărbați, frați și părinți, ascultați. Dumnezeu slavei s-a arătat părintele nostru Abraham când era în Mesopotamia, mai înainte de a locui în Haran, și a zis către el, ieși din pământul tău și din rudenia ta și vin în pământul pe care ți-l voi arăta. Atunci ieșind din pământul caldeilor, a locuit în Haran. Iar de acolo, după moartea tatălui său, l-a strămutat în această țară în care locuiți voi acum. Și nu i-a dat moștenirea în ea nici o palmă de pământ, ci a făgăduit că i-o va da lui spre stăpânire și urmașilor lui după el, neavând el copii. Iar Solomon i-a zidit lui casă, dar cel prea înalt nu locuiește în temple făcute de mâini, precum zice prorocul. Cerul este tronul meu și pământul așternut picioarelor mele. Ce casă îmi veți zidi mie, zice Domnul? Sau care este locul odihnei mele? Nu mâna mea a făcut toate acestea? Voi, cei tari cerbice și netăiați împrejur la inimă și la urechi, voi pururile stați împotriva Duhului Sfânt, precum părinții voștri, așa și voi, pe care dintre proroci nu l-au prigonit părinții voștri și au ucis pe cei ce au vestit mai dinainte sosirea celui drept, ai cărui vânzători și ucigași v-ați făcut voi acum, voi care ați primit legea într-o rânduiel de la îngeri și n-ați păzit-o. Iar ei, auzind acestea, fremătau de furie în inimile lor și scrâcneau din dinți împotriva lui. Iar Ștefan, fiind plin de Duh Sfânt și privind la cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând de-a dreapta lui Dumnezeu. Și a zis, iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu. Iar ei, strigând cu glas mare, și-au ascupat urechile și au năvălit asupra lui. Și scoțându-l afară din cetate, îl băteau cu pietre. Iar martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul și îl băteau cu pietre pe Ștefan, care se ruga și zicea, Doamne Iisuse, primește Duhul meu! Și în genunchii a strigat cu glas mare, Doamne, nu le socotilor păcatul acesta, și zicând acestea, a murit. Iar Saul se învoie să dau ucinderea lui Ștefan. Oh.
pilda aceasta. Era un om oarecare, stăpân al casei sale, care a sădit vie și a împrejurit-o cu gard. Apoi a săpat întrânsa pias, a clădit un turn de pază și a dat lucrătorilor, iar el s-a pus departe. Când a sosit vremea roadelor, a trimis pe slujitorii săi la lucrători, ca să ia partea lui de roade. Dar lucrătorii, punând mâna pe slujitori, pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. Din nou a trimis pe alți slujitori, mai mulți decât cei din tâi, și le-au făcut și acelora tot așa. La urmă a trimis la ei pe fiul său zicând, se vor rușina de fiul meu. Însă lucrătorii viei văzând pe fiul, au zis între ei, acesta este moștenitorul, veniți să-l omorâm și să avem noi moștenirea lui. Și punând mâna pe el, au scos afară din vie și l-au omorât. Deci când va veni stăpânul viei, ce va face acelor lucrători? I-au răspuns, pe cei răi, cu rău îi va pierde, iar via o va da altor lucrători, care vor da roadele la vremea lor. Iisus le-a zis, n-aș citit niciodată Scriptura, că piatra pe care au aruncat-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului, de la Domnul s-a făcut aceasta și este lucru minunat în ochii noștri. De aceea vă spun vouă că se va lua de la voi împărăția lui Dumnezeu și se va da neamului care va aduce roadele ei. Și cine va cădea pe piatra aceasta, se va sfârma. Iar peste care va cădea ea,